Apoi tot din penalti a reușit să înscrie și în fața celor de la Universitatea. Două victorii așadar. Centrarea acum destul de bună pentru Astafei. Este 1-0 pentru Oțelul în minutul 20. Centrare în zona de la 11 metri. Benga este acolo. Gol! Gol Oțelul! Gabi Paraschiv. Neagu. Stromaer. Dribling al lui Stromaer. Scoate în stânga pentru Neagu. Poziție inedită pentru Neagu. Centrare bună. Iorga în fața porții. Gol! Gol! Stromaer! 1-0 pentru Oțelul. Spinge Murgoci, Stromaer din prima, urmărește Neagu din acea zonă, a reușit să centreze la gol, Neagu pasă în centru pentru Iorga, apariție surprinzătoare a lui Iorga Astafei, șutul lui Astafei, gol! Oțelul! Până acum centrările nu au fost de calitate, îi se face semn lui Iorga, acum anume să trimit această minge, i s-a făcut semn de pe bancă. Poate ultima fază a partidei, Iorga în forță, mult mai bine arată această fază, Sârg, gol! Gol, Oțelul, minutul 94, Sârg aduce o egalare nesperată care aruncă în aer stadionul din Galați, este 1-1. Cum Iorga scapă mingea de sub control. Au noroc gălățenii pentru că a ricoșat la Gabi Paraschiv. Bună pasa lui Paraschiv pentru Iorga. Centrarea lui Iorga. Paraschiv! Gol! Gol Oțelul! Marchează Gabi Paraschiv. Pui mâinile la ochi când vezi astfel de decizii și să te muți la alte sporturi. În fine, lovitură liberă pe care o bate Iorga, o lovitură de cap și este gol! Gol Oțelul, Milan Perendia! Reușește să deschidă scorul în minutul 22. Atunci când Oțelul câștiga cu 3-2 în fața Uniunii, zice în corner, acum Punoșevaț și este 3-0! 3-0 pentru Oțelul Galați cu primul gol marcat de Punoșevaț. Este sprintul lui Ivanovski, mingea ajunsă în margine, Iorga centrează, lovitură de cap, ce ratare uriașă, o lovitură de cap. Giurgiu și acum Sipovici. Scos bine mingea de acolo gălățenii, Iorga, centrarea lui Iorga pentru Marchinioș, Marchinioș! Ce... Michel Ricu din prima, balonul ajunge cu șansă la Bojenaru, Iorga în careu, Iorga centrează fața porții către Marchinioș, Iorga centrează. Este debutul său în Liga 1 ca antrenor, schimb de poase între Enrique și Iorga, centrează Iorga, Bojenaru trimite imprecis. Iorga din nou Giurgiu, faza favorabilă. Pare să fi trecut Filip, driblează bine, 1-2, Filip este în careu, șutează, încă o dată râmnit. 11 astfel de reușite, acum Iorga într-o zonă foarte bună, are mingea pe piciorul drept, îl găsește pe Giurgiu, un dribling al lui Giurgiu, peste poartă. Pentru FC Vas lui, însă apoi s-a întors la Brașov, Iorga acum în acțiune, Iorga într-un duel cu Oltean, pasează Iorga pentru Astafei. Cerea poartă din acea poziție, Iorga are un drept bun, șeptarul Oțelului, o execuție la colțul scurt, boară Sergiu Costin, ocazie foarte mare de... A reușit să înscrie și în fața celor de la Universitatea, două victorii așadar, centrare acum destul de bună pentru Astafei, este 1-0. Mingea a fost atinsă și de la Orențiu Iorga, Gabi Giurgiu, Murgoci n-a putut centra, Marchinios îl caută des cu echipierii cu pase, Iorga aruncă balonul în careu pentru Gabi Giurgiu. Iorga
așa cum a făcut-o și la gol. Centrare în fața porții și din nou Sârg este cel care avansa, sunt și Filip și Giurgiu, și cât de bine recuperează și cât de bine scoate acum Giurgiu pentru Iorga. O centrare a lui Iorga, iese riscant acolo Mutu, însă Strohmeier nu... Fotbaliști veniți din, să spunem, Liga a doua sau a treia din Franța să dovedească multe lucruri bune în România. Centrare acum, Bornescu! Bornescu interzice golul și lui Vo... Dribling al lui Strohmeier, scoate în stânga pentru Neagu, poziție inedită pentru Neagu, centrare bună, Iorga în fața porții, gol! Gol! Pe lângă Mila, n-a reușit acest lucru, nu era Mila acolo, ci Straton Băgenaru! Ce ocazie ratează Liviu Băgenaru! Cătălin Iorga, cel care centrează pentru reluarea lui Perendia! Ce ocazie pentru execuția impecabilă a lui Nicolae Dică, acum Oțelul în ofensivă prin Iorga, centrează pentru Pena, bară! A doua bară pentru Oțelul în această... Astăzi au alergat, însă nu este ușor să găsești culoare în fața unei echipe care se apără cu 8 oameni în fața mingii, pentru că Roni rămâne acolo. Marginea careului deviere bună spre Strohmeier. Francezul Incango pe partea dreaptă, Bozovic în fața lui, trece Incango și centrează în careu. Fază periculoasă, periculoasă pentru poarta rapidă. Excelent, Pena, Iorga are și viteză, Antal așteaptă la colțul lung, singurul său cu echipier în careu, Iorga pentru Antal, încearcă să-și potrivească această minge, Antal, și până la urmă... Însă Alexandru Zudor lasă jocul să continue, pleacă pe contraatac Oțelul, iată-l pe Laurențiu, Iorga centrează pentru Antal, lovitură de cap a lui Antal, însă departe de... Când vezi astfel de decizii să te muți la alte sporturi... În fine, lovitură liberă pe care o bate Iorga, o lovitură de cap și este gol! Gol Oțelul! Două de partide, tricoul Oțelului înainte de a ajunge la Steaua. Acum Iorga, Laurent, Gabi Paraschiv, un șut al acestuia blocat de Steven Pele. Aruncă râpă, prește mingea pe piept, Punoșevaț, bună pasă la Iorga, Iorga pe poziție viitoare pentru Silviu Ilie! Silviu Ilie poate șuta, Silviu...